Sper că ați visat frumos noaptea aceasta, dar în caz că era un vultur sau o acvilă sau ceva de genul ăsta, Dănuț ne spune exact ce semnificație are. Ca vulturul, da? Ca gândul. Salut! Salut, Eugen! Sigur, se zice că e o semnificație bună, doar că trebuie să fim atenți la unele detalii, adică să ținem minte mai multe detalii din acel vis. Cam asta e per general, da? Bun, haideți să începem și cu descifrarea lui. Sigur că e cam complicat spus descifrarea unui vis, fiindcă într-un vis putem avea mai multe elemente, să zic, mai multe simboluri. Iar dacă totuși va apare un vultur în vis, un vultur care zboară lin și care nu are nicio treabă cu nimeni, să știți că e de bine, cumva aspirațiile noastre sunt acolo sus și noi tindem așa să trecem prin viață ca un vultur în zbor. Dacă îl vedeți, Doamne ferește, că intru un picaj din ăsta, înseamnă că ceva nu merge exact așa cum ne-am dorit noi. Se întâmplă niște lucruri care, dacă am urcat acolo sus, ne coborâm tot atât de repede în jos. Iar dacă observăm un vultur că zboară în cercuri și își pândește prada, să știți că veți fi dispuși la niște bârfe din astea din partea oricui, chiar și a celor apropiați. În alte cărți de specialitate se mai zice că atunci când visăm un vultur că își devorează cumva acea pradă pe care a prins-o în ghearele lui, să știți că aduce bani, noroc și așa mai departe. Iar un vultur care te privește, iarăși fiți atenți, fiindcă este ochiul acelor inamici sau acelor oameni răufăcători care vă urmăresc cumva. Răufăcător înseamnă de a vă bârfi, de a vă calumnia sau cine știe, Doamne ferește, să vă luptați cu el. Ei bine, vulturul care zboară liniștit, cum am mai zis, înseamnă prosperitate, bogăție și tot binele din lume.